Bucurie pentru elevii din județul Gorj. Aceștia nu vor mai îndura frigul și ploaia pentru a merge pe jos la școală. Elevii din 27 de comune gorjene vor merge la școală în microbuze noi în noul an școlar. Microbuzele au ajuns deja în județ și au fost repartizate comunelor care le-au solicitat. În anul acesta, în luna august, mai precis la începutul lunii, au mai sosit 27 de microbuze care vor ajuta elevii din mediul rural să ajungă cu bine la cursuri în anul școlar viitor. Microbuzele au fost alocate la cererea comunelor care aveau nevoie de transport școlar. Primăriile au angajat deja șoferi pentru a putea pune în folosință autobuzele încă de la începutul anului școlar. Au ajuns deja săptămâna trecută în 27 de localități de pe raza județului Gorj, 27 de microbuze, de 16 plus 1 locuri. Aceasta este deja etapa a treia prin care se distribuie microbuze la unitățile școlare. Printre localitățile care au primit microbuze se numără Arcaniu, Brăneștiu, Drăguțești, Dragotești, Curezan, Jucunești, Mătăsari, municipiul Târgu Jiu, orașele Bumbești, Novaci, Țiclen, Turceni, aceia Peștișani, Urdari. Deci, efectiv s-au alocat microbuze exact acolo unde a fost nevoie și evident fără să țină cont de culoare politică. Există însă și comune care au nevoie de două microbuze școlare. După ce au primit un microbuz școlar în acest an, acestea au făcut o nouă solicitare pentru încă o mașină. O astfel de comună care are nevoie de mai multe autobuze este Fărcășeștiul. Autoritățile locale dau asigurări că vor primi și cea de-a doua mașină.